de satisfacția pentru că am reușit să organizăm această floravă la Cămăraș. Să mulțumesc domnului președinte al organizației de partid, doamne senator, celorlalți vicepreședinți și secretarul executiv al organizației județene. Și mulțumesc pentru prezența domnului Adrian, în numele Ministerului Muncii, pentru că sunt convins că dânsul va primi, să zic așa, cele mai multe întrebări în legătură cu problemele viitoare ale personalilor. Chiar și eu am aici un memoriu care mi l-au dat cei de la câmpul moldovenesc ieri, de la Proda Zonală din Moldova și s-au ridicat chiar multe probleme, în special din partea militară. Domnilor, nu în ultima instanță vreau să apreciez preocuparea domnului Călin, președintele organizației pensionare, pentru organizarea acestei întâlniri. Eu mă bucur că aici, la Călăraș, în sfârșit, am găsit omul care va reprezenta cu adevărat pensionare. Ați avut oameni din inimă și din lungul anilor, ați avut și oameni care au spus-o sincer că n-au chemare pentru această muncă și bine au făcut că au predat și pe Tramatic ca să vină un om carnic să conducă organizația în continuare și cred că în perioada următoare vom face lucruri foarte bune și la această organizație la Călăraș. Aveți fost sprijinul de la partid, din partea senatorilor, deputaților și sunt condiții ca să mobilizăm mai mult pensionari în așa fel încât la alegerile prezidențiale și anul viitor la cele locale și generale să obținem rezultate mai bune decât până acum. Nu întâmplător facem această dezbatere aici. Noi ne-am făcut de la dezbatere, după cum știți, o organizăm în toată țara. Ieri am fost la Moldova, astăzi suntem aici, pe patru suntem la Alexandria, cu cei din sud-vestul Muntenii, pe 8 suntem la Brașov, după aceea la Timișoara, cu cei din vestul Transilvaniei, în așa fel încât să cuprindem toate zonele țării. Scopul nostru este nu de a veni și de a striga lozinci, bine este Partidul Social Democrat, ci de a ne așeza foarte serios și a spune ce facem concret, pentru ca programul politic al partidului și măsurile aprobate de către conducerea partidului privind organizarea campaniei electorale să prindă ies. Și fiecare reinvit să facă acest lucru, să ne spune concret cum acționează ei în teritoriul acolo și cum reușesc să mobilizeze cetățenii. Pentru că chiar sunt curios să vedem de ce Giurgiu reușește să fie porocul întâi în campaniile electorale. Ce e acolo? S-a auzit. Poate și ceilalți să aplice ce s-a întâmplat acolo. S-a auzit la Constanța. De ce au reușit să facă? Așa de la fiecare județ. Încât să plecăm de aici în armați, cu metodică de muncă, pentru ca în perioada următoare să obține rezultate și mai bune. Pe mine mă interesează să discutăm de planificare și organizarea muncii. Mă interesează să spunem cum ne preocupăm pentru consolidarea structurilor organizației noastre la structură internă a partidului. Pe mine mă preocupă să spunem aici ce experiență bună au unii în consolidarea numerică a structurii și mai ales a faptului că noi recomandăm în fiecare dată să nu punem accentul numai pe membrii de partid în corporație, în organizația pensionară. Rolul nostru este ca afară de acele membri ai partidului care sunt chemați să ajute organizația pensionarilor, să atragem foarte mulți militanți, simpatizanți, care să vină alături de noi și ei să fie cei care împreună să facem factorul mobilizator al tuturor persoanelor politice în campania electorală. Și mai ales aș vrea să aud și din experiența unor organizații ce facem pentru aplicarea acelei sarcini pe care le dăduse mai demult chiar domnul Dragă, în care spune așa, părea Boba, voi raportați că aveți 284.000 de membri de reorganizații, între care 147 membri de partid, restul simpatizant. Bă, dacă ăștia câte unul ar atrage un simpatizant să recomande să fie primit în partid, păi Partidul Social Democrat aproape că și-ar dubla efectiv. Dom'le, eu nu mă aștept ca toți să facă treaba asta la toate organizațiile locale. Bă, dar măcar pe jumate. Și tot ar însemna câteva zeci de mii de membri de partide atrași și în rândul de Partidului Social Democrat în perioada următoare. Și poate măcar un președinte de județ să spună cum fac legii pe această linie. Pentru că eu nu o să scap cu ocazia
și critic puțin. Că noi am fi instituit în acest sens un sistem de raportare lunară și ziceam că pe fiecare 10 ani luni următoare să se raporteze câți au fost recomandați să fie primiți în partid de luna trecută. Unii au cam uitat. Eu știu foarte de puțin mostra cu de campanie electorală, i-a făcut să uite și de-aia zic că să vă realitez eu încă o dată. Cred că nu vă supărați. Deci așa aș vrea să facem dezbaterea în această zi. După masă o să fiu adunare festivă, așa cum am intitulat-o peste tot, prilejuitul de sărbătorirea zilei de 1 octombrie, altceva. Dar aici mă interesează aspectul concret al muncii desfășurate de fiecare organizație. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Lumința Iordache, gazda emisiunii Punct la Călăraș. Astăzi, în studioul Antena 3, avem alături pe domnul Adrian Rândunică, secretar de stat la Ministerul Muncii. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Și domnul Călin Dumitru, președintele Organizației de Pensionari din cadrul PSD Călăraș. Bună ziua, bine v-am găsit. Se apropie ziua de 1 octombrie, data la care știm cu toții că se sărbătorește Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Iar în acest context, PSD Călăraș a organizat la Călăraș întrunirea zonală a organizațiilor pensionarilor socialdemocrați din regiunea Sud-Est Muntenia. Vorbiți-ne un pic despre eveniment, cum a fost organizat și când a fost organizat. Bună ziua telespectatorilor dumneavoastră! Într-adevăr, astăzi, 26 noiembrie, s-a organizat în municipiul Călăraș ca urmare a unui calendar întocmit de către biroul executiv central al Organizației Pensionarilor Socialdemocrați, întâlnirea zonală Muntenia Sud-Est, la care au participat 8 județe, respectiv Brăila, Buzău, Constanța, Călăraș, Ialomița, Giurgiu, Tulcea și Prahova. Întâlnirea a început la orele 10, încă se mai află în desfășurare. Eu am profitat de această ocazie și am părăsit momentan întrunirea și la această întrunire a participat din partea conducerii centrale domnul președinte Popa Ion. De asemenea, au fost invitații parlamentarii din județul Călăraș, domnul ministru a fost invitat și dânsul și de asemenea au fost invitații normal președintele Partidului Social Democrat Județean, doamna Roxana Pațurcă, senator, parlamentar de Călăraș, senator, președinta OFSD și președinte executiv al Partidului Social Democrat. Spuneți-mi un pic, câți pensionari vor participa la acest eveniment și care au fost subiectele de discuție abordate în cadrul întâlnirii? La această întâlnire zonală au participat 20 de persoane reprezentând județele pe care le-am amintit și din partea județului Călăraș au participat în jur de 10 persoane. Dar bănuiesc că dumneavoastră ați avut în vedere un eveniment care va succeda această întrunire, acel eveniment fiind dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. La acel eveniment vor participa 600 de pensionari din județul Călăraș, unde de asemenea va avea loc la orele 14 o întrunire în care vor fi decernate diplome de onoare, diplome de excelență atât pensionarilor care s-au implicat în activitatea respectivă, cât și celor care au sprijinit activitatea pensionarilor din județul Călăraș. În cadrul întâlnirii zonale, mai exact, despre ce s-a discutat? Ce teme au fost abordate? În cadrul acestor întâlniri, care vreau să vă spun că se succed la anumite perioade de timp, conform calendarului despre care v-am amintit, se discută de regulă despre experiența fiecărui județ în munca pensionarilor pentru a reuși
ca prin activitatea lor să disipeze programul politic al Partidului Social Democrat, programul de guvernare al Partidului Social Democrat, în scopul de a atrage cât mai mulți simpatizanți la acțiunile pensionarilor și pentru a putea ca misiunea Partidului Social Democrat să ajungă până în cele mai mici colțuri ale județului. Domnul secretar de stat, știu că ați participat la această întâlnire. Cu ce informații ați venit către pensionarii călărășeni și pensionarii din regiunea Sud-Est Muntenia? Bună ziua încă o dată. Sunt onorat să fiu invitat la dumneavoastră în studio astăzi. Mai mult decât atât, și în calitatea politică de secretar general al Organizației de Tineret, este o plăcere să particip la întâlnirile organizației de pensionari, pentru că de altfel sunt colegii noștri de la care învățăm foarte multe lucruri, având în vedere experiența dumnealor. Astăzi la Călăraș am venit, zic eu, cu nu neapărat cu noutăți, cât cu elemente care deja au fost dezbătute în teritoriu, din noua lege a pensiilor, cu care deja este promulgată, cu îmbunătățirea cumva a cunoștințelor și cumva să le aducem aminte colegilor noștri din organizația de pensionari, să transmită mesajul pe segmentul dumnealor privind măsurile pe care Ministerul Muncii, mă rog, Guvernul României, Guvernul Partidului Social Democrat le-a luat pe acest segment de vârstă, și cred eu că a fost o întâlnire de bun augur și vom continua în același trend astăzi, de așa manieră încât să fim de folos și să învățăm și lucruri de la pensionari, pentru că chiar avem de învățat de la dumneavoastră. Ați adus în discuție un pic mai devreme noua lege a pensiilor. Vorbiți-ne un pic despre modificările aduse de noua legislație. Eu, înainte de a vă vorbi despre modificări, vreau să vă spun cum a fost construit acest act normativ, pentru că, așa cum spunem noi la Ministerul Muncii, considerăm că este unul dintre cele mai importante acte normative elaborate, susținute de Guvernul României în această legislatură. Cred că cel mai important lucru este că niciodată niciun act normativ nu a fost dezbătut de această manieră. În sensul că am mers în toate județele, în aproape toate județele, în mai multe orașe din fiecare județ, unde am dezbătut împreună cu pensionarii, cu asociațiile de pensionari, cu factorii interesați, acest act normativ. Cât a stat în transparență, noi l-am dezbătut să venim în fața dumnealor cu o lege care să îndeplinească dorințele și ceea ce, mă rog, își doreau pensionarii din România să regăsească în acest act normativ. Acum, vis-a-vis de modificările din această lege, sunt câteva modificări extrem de importante. Și aici mă refer la modul de calcul, în primul rând, pentru că este altă formulă mult mai simplă prin care fiecare pensionar poate să-și calculeze pensia. Sunt elemente pe care acest act normativ se bazează și aici ne raportăm la contributivitate, în primul rând, la egalitate, la imprescriptibilitate, la solidaritate socială, luându-le pe la bucată, ca să spun așa, contributivitate, toată lumea știe la ce ne referim, la cât a contribuit fiecare pensionar, pentru că conform vechii lege a pensiilor, acest principiu cumva dispăruse. Este corect ca fiecare român care, nu știu, doi pensionari din sistemul de învățământ, să spunem, unul care ești în 2011, unul care ești în 2015 la pensie, îndeplinind aceleași condiții, având același grad, mă rog, îndeplinind aceleași condiții la final, când ești la pensie, este normal să beneficieze de aceleași drepturi la pensie. Până acum erau discrepanțe în acest punct de vedere și zicem noi că, cu certitudine, prin noul act normativ, eliminăm aceste inechități.
imprescriptibilitate, dreptul la pensie nu poate fi luat. Și când spunem solidaritate socială, noi cei care astăzi lucrăm, plătim contribuții pentru ca pensionarii care sunt în plată să beneficieze de drepturile dumnealor, ca apoi cei care vor fi în câmpul muncii când noi o să fim pensionari, da, cu certitudine să beneficiem de aceleași drepturi. Aici, când vorbim de solidaritate socială. Mai sunt una dintre cele mai bune măsuri pentru care pensionarii mergeau în instanță să-și câștige aceste drepturi, incorrect, spunem noi, este aceea de a fiecare pensionar, în momentul în care îi se va recalcula pensia pe noua lege a pensiilor, și aici aș vrea să vă spun că sunt undeva la 5.300.000, peste 5 milioane de beneficiari de pensie în România, este normal ca fiecare dintre aceștia să beneficieze de toate drepturile pentru care au plătit contribuții. Și aici mă refer la prime, premii, sporuri de care nu beneficiau, trebuia să meargă în instanță ca să-și câștige aceste drepturi. Acum sunt luate în calcul. Acum vor fi luate în calcul în condițiile în care pensionarii au adeverințe în acest sens. Pentru cei care nu au adeverințe, am decis ca prin noul act normativ să li se dea un spor de 10%. Dacă nu au acele adeverințe prin care să demonstreze că au... Să dovedească că au obținut aceste venituri. Zic eu că este unul dintre elementele foarte importante din legea pensiilor acesta, pentru că nu era normal și corect față de pensionari să-și câștige aceste drepturi în instanță, când printr-un act normativ corect s-ar fi putut până acum să se reglementeze aceste lucruri. Mamele care au 3 copii beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu mai mult de 3 copii. 3 copii sau mai mult de 3 copii. La fel și cei care au master și doctorat se consideră vechime. Perioadă asimilată de necontribuție. Perioada vechime în muncă și va fi perioada în care a desfășurat aceste studii, sunt asimilate 0,25% la contributivitate. Vorbiți-ne un pic despre punctul de pensie. În momentul în care am venit la guvernare, punctul de pensie era undeva la 800 de lei. Astăzi, de la 1 septembrie, mă rog, au fost mai multe etape de creștere a punctului de pensie, 917 lei, 1000 de lei, 1100 de lei, 1125 de lei, în 2020 va fi 1775, în 2021 va fi 1865 de lei, domnul președinte, vă garantez lucrul ăsta că am muncit foarte mult la acest act normativ. Pe noul act normativ, pe noua recalculare. În momentul de față, punctul este 1265 de lei. Pensia minimă, care de la 1 septembrie este 704 lei, tot așa, în 2017, la începutul 2017, când am intrat la guvernare, sfârșitul 2016, am preluat-o de la foarte, foarte jos, undeva la aproximativ 500 de lei, să spunem. Eu cred că aceste măsuri au venit, noua lege a pensiilor a fost, și vă spun că a fost îmbrățișată foarte bine de către toți factorii interesați, pentru că a fost dezbătută foarte, foarte amplu. Fiecare județ a fost dezbătută cu, nu doar cu asociații de pensionari, chiar și cu pensionari, pentru că am avut invitați în fiecare județ, eu personal mă ocupat de aceste dezbateri. Fiecare și-a adus aportul într-un fel sau și altul. Și fiecare a venit cu propuneri. De altfel, după cum ați observat, un act normativ care nu prea a fost contestat, pentru că a fost dezbătut cu pensionarii. Și acceptat și de celelalte partide, până la urmă. Acceptat pentru că, știți cum e, când ai o dezbatere foarte amplă și discuți cu absolut toate persoanele care beneficiază de cele drepturi, sau, mă rog, faci o discuție destul de pe o plajă foarte mare, mergând în absolut toate județele unde am dezbătut această lege, evident că și parlamentarii din opoziție
nu puteau să atace cumva acest act normativ, pentru că este clar, mesajul nu mai avea mesajul cui să-l poarte, pentru că cetățenii și-au dorit-o în forma asta. De altfel, ia știți că a fost și contestată la Curtea Constituțională pe un motiv de un alineat care, de altfel, nu era fundamentat foarte corect. Nu doar că, nu că era neconstituțional. Acum este în vigoare, promulgată. Discutați un pic mai devreme despre reacția partidelor politice în momentul în care s-a aprobat acest act normativ. Premierul României, Viorica Dăncilă, a propus un pact partidelor politice. Vorbiți-ne un pic despre acest pact. Cum îl vedeți dumneavoastră? Da, este vorba de Pactul pentru Bunăstarea Românilor. O măsură corectă gândită de către doamna prim-ministru, în perspectiva lucrurilor, toți factorii politici să susțină ca să nu mai ajungem în acele momente despre care nu vroiam să amintim mai devreme, în care se tăiau pensii, se tăiau salarii, nu se mai susținea dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, dezvoltarea activităților independente. Mă rog, sunt acele măsuri care sunt trecute de către doamna prim-ministru, de către Partidul Social Democrat în acest pact. Așteptările noastre este clar că erau ca toată lumea să acheseze cumva la această idee, pentru că Dumnezeule, când mergi în Parlamentul României, trebuie să faci tot ce ține de tine, să îi reprezinți foarte bine pe cetățenii pe care îi ai în teritoriu și totodată să aduci beneficii, mă rog, o viață decentă, beneficii economice și în teritoriu. Tocmai în sensul ăsta a fost elaborat acest pact și propus de către doamna președinte. Noi, prin organizațiile teritoriale, am transmis acest pact în teritoriu pentru ca cetățenii care cred în această idee să, mă rog, să semneze pentru susținerea acestui pact. Pentru că, încă o dată, cred eu că e o stare de normalitate să nu tăiem pensii, să nu tăiem salarii, să susținem economia, să susținem întreprinderile din țara asta, angajatorii. E o stare de normalitate. Așteptările mele personale și ale colegilor din partid sunt ca cetățenii României să acheseze la acest pact, pentru că este o măsură corectă față de oameni, în final. Despre asta vorbim. Din anul 2021 se va schimba formula de calcul a pensiilor. Da. Povestiți-ne un pic despre... Pe lângă formula de calcul, mai avem un aspect extrem de important. Vorbim în principal de debirocratizare. Prin noua lege a pensiilor, noi am propus acolo ca ANAF-ul să transmită fiecărui contributivitatea pe care a avut-o fiecare contributor, ca să spunem așa, către Casa Națională de Pensii, ca fiecare beneficiar de pensii din România să poată intra pe site-ul CNPP, Casa Națională de Pensii Publice, și să-și verifice, își verifice gradul de contributivitate și corectitudinea de acest punct de vedere. Noua formulă de calcul este una foarte simplă, se raportează la punctajul pe care îl are fiecare cetățean în funcție de contributivitate, așa cum spuneam, la perioada de contributivitate, la stadiul de cotizare, care stadiul minim este de 15 ani conform noii legi, până la 35 de ani. În principal, dacă până acum era o formă alambicată în care ca cetățean îți era foarte greu să poți să faci un calcul al pensiei de care o să beneficiezi sau ar urma să beneficiezi, acum lucrurile sunt foarte clare, foarte clare. Verifici... Este o formulă în care adaugi aceste date, perioada în care ai contribuit, gradul de contributivitate, punctul de pensie și îți la final... Și îți poți verifica situația înainte de pensionare, astfel încât să nu te mai trezești în momentul în care îți depui dosarul de pensionare, că nu ți-a fost luat în calcul un spor sau că nu ți-a fost luat în calcul un venit. Încă o dată, și pe legea veche, de legea pensiilor, cea veche, puteai să-ți calculezi, doar că era o formă foarte alambicată, foarte greoaie și nu...
mă rog, acum vă spun sincer că și nouă era foarte greu să ajungem cumva la o soluție foarte corectă, pentru că s-au modificat, vă spun, vechea lege a pensiilor s-a modificat de atât de multe ori, încât este deja, pentru că încă este în vigoare și lucrăm pe ea până când va intra în vigoare noua lege a pensiilor, ne este foarte greu să o aplicăm. Extrem de greu, pentru că are foarte multe modificări aliniate și, mă rog, articole modificate. E normal să modifici o lege, pentru că nicio lege nu este perfectă. Toate actele normative sunt perfectibile, dar trebuie să luăm în calcul faptul că dacă de la început pornești cu o bază bună, da, modificările nu duc decât, nu sunt de substanță, sunt modificări mici unde corelezi niște lucruri care se întâmplă în societate, ca să spunem așa. Dar trebuie să ai o bază foarte bună. Eu cred că noua lege a pensiilor are o bază foarte bună, tocmai pentru că a fost discutată înainte cu toți factorii interesați. Despre pensiile agricultorilor, ce ne puteți spune în acest context? De acordul global, probabil că la asta vă referiți. Va fi pe vechea lege a pensiilor, nu pot fi definite foarte clar perioadele de contributivitate în zona agricultorilor. Nu există o arhivă foarte bine pusă la punct. Arhiva e altă discuție. Dar, raportându-ne punctual la agricultori și la cei care au lucrat în acord global în trecut, pe noua lege a pensiilor, acordul global va fi luat în calcul. Ei nu vor mai fi cumva raportați la pensia minimă. Da. Le se va lua în calcul și li se va calcula în această formulă pentru a se defini foarte clar punctajul de pensie pe care îl are fiecare pensionar. Pentru că erau niște calcule, ca să spun așa, tocmai pentru că au fost foarte multe modificări, în care nu se definea foarte clar pensionarul care a lucrat în acord global. Nu erau elementele foarte, foarte bine clarificate, nu se putea lua în calcul acordul global, erau niște chestiuni care zic eu că acum le-am reglementat și nu vor mai fi probleme din punctul ăsta de vedere. Tocmai de aceea, cu această ocazie, chiar vreau să le transmit telespectatorilor noastre că persoanele care au lucrat în zona de agricultură, în acord global, pe noua lege a pensiilor, li se va calcula luând și aceste elemente în calcul. Bun, și cei care vor avea pensia recalculată conform noii legislații, da, au aflat deja noul cuantum al pensiei sau urmează nu, pentru că până în momentul în care va intra noua lege în vigoare, până atunci se vor recalcula toate dosarele. Când va intra noua lege în vigoare? Va intra în vigoare din 2021. Se tot discută în ultima perioadă că nu sunt bani de pensii. Ce știți dumneavoastră? De când sunt la Ministerul Muncii, au tot existat discuții din astea. Anul ăsta nu o să mai aibă bani de pensii, nu o să mai mărească. Ce credeți? De atunci până acum, pe lângă faptul că a scăzut deficitul la bugetul asigurării sociale, am avut bani și de creșteri ale punctului de pensie și de creșterea pensiei minime. Adică, ce pot să vă spun? Tot timpul a existat, opoziția tot timpul a făcut această remarcă, dovedindu-se de altfel incorrectă, pentru că pe lângă faptul că am avut creștere în zona pensiilor, și bugetul asigurării sociale nu a mai avut acel deficit de care vorbeam în trecut. Cu certitudine nu sunt probleme în implementarea noii legi a pensiilor. Deci pensionarii nu trebuie să-și facă griji, bani de pensii. Atât timp cât sunt. Acum, fără a fi cumva înțeles greșit, dar atât timp cât Partidul Social Democrat va fi la guvernare, cu certitudine o să ne ținem de cuvânt și o să nu or să existe tăieri în zona asta, nici măcar blocări cumva. Ne vom ține de program de guvernare, pensiile vor crește, o să avem și bani cu certitudine, nu vor fi probleme. Da. Cum vedeți activitatea organizației de tineret din cadrul PSD Călăraș? Președintele organizației de tineret Călăraș este Marius Bărcea, de altfel și un prieten foarte, foarte apropiat.
un tip foarte serios care muncește foarte mult în organizația de tineret Călăraș, o organizație care a crescut destul de mult, o organizație care ajută organizația de pensionari, lucrează împreună și eu îmi doresc să o țină tot așa. Așa cum îl știu pe Marius, ambițios și serios, cu certitudine va avea succes. Bine, și această echipă frumoasă, zic eu, cu domnul președinte Iacomii, cu doamna senator Pățurcă, cu domnul deputat Vrăjitoru, cu domnul președinte Călin, o echipă serioasă de oameni care i-am văzut cu o foarte mare dorință de a demonstra că Partidul Social Democrat Călăraș își face treaba foarte bine. Sunt sigur că Marius se regăsește cu certitudine în această echipă și, așa cum știu, ambițios, va reuși și organizația de Călăraș de tineret este una foarte, foarte apreciată și bună la nivel național. Dar voi să mai adaug câteva cuvinte. Vă rog. Apropo de Pactul Național pentru Bunăstarea Românilor, trebuie să menționăm că deja forțele politice din opoziție și-au manifestat faptul că nu vor semna acest pact, având în vedere că dacă vor accesa la guvernare, au de gând să umble atât la legea pensiilor, cât și la legea salariilor, cele pe care Partidul Social Democrat, în spiritul doctrinei social-democrate, a făcut aceste eforturi pentru susținerea pensiilor și majorarea salariilor din dorința de a fi aproape de oameni. Înțeles. Aici se încheie emisiunea noastră. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Până data viitoare, la revedere! Și noi vă mulțumim! Mulțumim!